Asculți Mindset de la A la Z la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine ne reîntâlnim, dragi ascultători! Mirela Lia Gabor sunt și mă bucur să ne auzim din nou la o nouă ediție Mindset de la A la Z. Am alături de mine un nou invitat. Ocupa așa un loc special în sufletul meu, nu i-am spus niciodată, dar îi transmit acum să auziți și voi, că ei sunt recunoscătoare, de ce? Acum vreo 2 ani a fost unul dintre cei care m-au ghidat în a alerga. Da, nu este un lucru ușor, dar cu susținere oricine poate reuși. Nu glumesc. Adică dacă eu am reușit, chiar oricine poate. Invitatul meu de astăzi este Daniel Dăscălescu. Bine ai venit, Daniel! Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult de invitație, Mirela! Este o bucurie să te avem astăzi în emisiune și îmi doresc așa să te faci cunoscut un pic ascultătorilor emisiunii noastre. Am să mă fac cunoscut cu două, trei idei. Ai spus foarte adevărat că m-ai cunoscut în alergare și ne-am cunoscut acum doi ani de zile prin intermediul asociației pe care o păstoresc Magii Pădurilor, unde sunt președinte. Pentru mine alergarea este o formă de meditație, e o formă de regăsire, e o călătorie către inima mea. Și la Asociația Magii Pădurilor, în afară de alergare și de proiecte de alergare, avem proiecte legate de ecologizare, educație ecologică și chiar de teatru și vom reîncepe un proiect de teatru în curând de la Asociația Magii Pădurilor. Deci ceea ce fac eu în fiecare zi la job vând jucării și dulciuri pentru copii, în timpul liber alerg foarte mult, meditez, curăț pădurea și o vindec și încerc să îi ajut pe oameni să se regăsească, să găsească autenticul din ei. Lucruri foarte frumoase reușești să inițiezi și să faci, și te felicit pentru tot ce faci. Mulțumesc. Sunt convinsă că deja ai făcut proiecte impactante pentru societate. Mai faci și în prezent, dar în mod sigur vor urma și alte proiecte foarte, eu știu, valoroase. Dar vreau să anunț ascultătorilor care ne urmăresc în prezent că noi avem un cuvânt, după cum știți, dragi ascultători: cuvântul zilei, cuvântul pe marginea căruia noi vom purta discuția este consecvența. Așa este. Spune, Daniel, ce crezi tu că reprezintă pentru tine consecvența? Consecvența reprezintă, practic, echilibru cu spiritul tău. Să fii consecvent, pentru mine, înseamnă să-ți asculți permanent inima să nu te lași influențat de alte probleme din jurul tău și în momentul când îți asculți inima și spiritul, ești tot timpul pe drumul cel bun. Indiferent ce se întâmplă în viața ta, să o iei ca pe o experiență. Din punctul meu de vedere, nu avem probleme în viața noastră, ci avem doar probe de viață și în momentul în care trăim aceste probe de viață, ar fi foarte frumos să ne ascultăm inima și să dăm curs inimii și să mergem pe acel drum, chiar dacă în momentul respectiv nu ne place sau nu suntem obișnuiți. E posibil să nu ne, ne placă pentru că am fost obișnuiți de alții să nu ne placă. Dar mergând pe drum vom descoperi foarte multe din interiorul nostru și vom descoperi calea noastră de fapt. Fiecare dintre noi avem o cale a noastră. Oamenii sunt diferiți și asta este frumusețea vieții. Eu lucrez cu oamenii din 1995 și le sunt recunoscător pentru tot ce am și tot ce sunt în momentul de față. Nu este ușor să lucrez cu oamenii, implică foarte multă răbdare și consecvență, bineînțeles. Dar în momentul în care te deschizi cu inima în fața lor, vei primi numai daruri minunate. Pentru că fiecare dintre noi, înăuntru nostru, avem o lumină minunată. Doar că nu mai credem în ea, pentru că am fost obișnuit să nu mai credem în ea. În momentul în care simțim că doar pâlpâie, este bine să-i dăm atenție. Iar acel copil din dinăuntru nostru, care sta cu acea flăcăruie și tot ne arată că acolo este de fapt valoarea vieții noastre. Și să valorizăm fiecare clipă și când respirăm și când privim un răsărit sau un apus. Când ploaia se așează pe umerii noștri, să nu ne scuturăm și să fugim de ea. Mă uit pe stradă și văd când plouă oamenii se apleacă și parcă ar vrea să se ascundă de picurii de ploaie. Practic atunci natura de vorbește altfel e melancolică. Vrea să ne apropiem, nu să fugim, nu să ne interiorizăm vrea să ne purifice, vrea să ne curețe. Lucrurile astea le afli tot timpul când ești cu mintea coborâtă în inimă. Și cam asta cred că este cel mai important în viață. Nu uitați de inima voastră niciodată. Acum, de ce crezi tu că m-am gândit eu la tine când am realizat că urmează să realizez o emisiune care să fie ghidată de cuvântul consecvență? Cred că te-ai gândit că acum 2 ani de zile am început un proiect de alergare care consta în a alerga zi de zi minim 5 km timp de 365 de zile. E adevărat? Nu știți? Fix, așa. Fix așa. așa. Te rog să detaliezi așa un pic pentru a Da, așa. eu sunt pasionat de alergare. Forma asta de mișcare pe mine mă face fericit. Mă face să intră într-o anumită stare de transă, de meditație, mă face să fiu eu cu totul efectiv meditez în timp ce alerg. E o formă de meditație, cum v-am spus. Și acum doi ani de zile mi-am dat seama că sunt distras de foarte multe proiecte din jurul meu care nu sunt ale mele. Mă lăsam foarte ușor influențat de emoțiile nu prea potrivite a celor din jur. Și încă acum mai lucrez la asta, să nu fiu influențat, să nu le iau personal, să nu trăiesc bultoarea aia într-un vortex și să mă pierd. Și mi-am dat seama că în timp ce alerg, că toate nu dispar, dar se limpezesc și regăsesc puritatea sufletului și îmi regăsesc acea piatră prețioasă care este sufletul nostru pe care îl șlefuim zi de zi. Și chiar dacă uneori se pierde din lumina lui, noi știm că există acolo. Și am început să-l șlefuiesc pas cu pas prin potecile din pădure, am început să ascult păsările mai mult, să vorbesc cu gâzele, să vorbesc cu vântul, să vorbesc cu ploaia, să vorbesc cu întunericul. Și practic am devenit fluid și am curs în toată poteca și în tot ce era în jurul meu și am devenit o pată de culoare și așa m-am conectat din nou cu Universul și cu mine. Și da, acum doi ani de zile, doi ani de zile am început acest proiect. Pentru că mi-am dat seama că trebuie să fiu mai mult eu cu mine mă pierdusem la un moment dat și m-am întors în, în de copilului din nou meu și a fost minunat. Curios faptul este că acum 45 de zile am reînceput proiectul. Mi-am dat seama după 2 ani de zile de la terminarea proiectului, timp în care am alergat într-un an de zile 3651 de kilometri. Au fost o medie de 10 km pe zi, mi-am propus 5, dar împreună cu competițiile la care participat, că particip și la competiții de alergare montană sau de șosea, s-au adunat 3651 de km. Acum vreo două luni de zile mi-am dat seama că îmi lipsește această discuție meditativă cu mine. Că am nevoie de mine mai mult ca niciodată. Că am nevoie de mine să învăț -mi să mă iubesc. Și nu mă pot obișnui cu, cu, ideea de a mă învăța să mă iubesc decât dacă sunt doar eu cu mine și cu Dumnezeu, cu tot ce e în jurul meu. Așa am reînceput proiectul acum 45 de zile, sunt deja vreo 300 și ceva de kilometri alergați. Eu invit pe oricine își dorește să facă câțiva pași, alături de mine sau singuri, dar în pădure, și se vor descoperi și redescoperi în fiecare zi și va vedea exact că viața de fapt asta este. Te felicit pentru tot ce faci, pentru perseverență, pentru consecvență. Deci, dragi ascultători, dacă invitatul meu nu reprezintă consecvența într-o chipată, apoi nu știu cine ar mai putea fi, te rog să detaliezi cum ți-ai descoperit tu această pasiune pentru alergat. Iubesc natura foarte mult. Acum, mulți ani, în 1992-93, am început să particip la concursuri de orientare sportivă. Atunci am avut primul contact mai important cu sportul în natură și mi-am dat seama că, de fapt, asta îmi place cel mai mult să fac. Îmi place mult sălbăticia, îmi place mult libertatea naturii, diversitatea ei, parfumul ei, culorile. Sufletul meu e cum un suflet de artist Și vibrez foarte puternic cu tot ce înseamnă viu Chiar și pietrele sunt vii pentru că sunt părticele din stea Oamenii când privesc stâncile, pietrele consideră că nu au nicio emoție, nu au nicio trăire Și când am ocazia le povestesc că de fapt pietrele sunt părticele de stea Și dacă s-ar un prietenic mai mult cu ele și le-ar asculta, chiar le-ar vorbi și asta practic m-a ajutat să, să mă dezvolt pe mine. Am considerat că este cea mai puternică terapie și cel mai profund curs de dezvoltare personală. Am participat la multe cursuri de dezvoltare personală, majoritatea din ele nu m-am regăsit. Singurul ghid îndrumător guru a fost pădurea și natura și universul. Și în continuare merg pe același drum. Spune, te rog, dacă ai reușit. Ai văzut așa că lumea rezonează cu activitățile pe care tu le desfășori, și dacă ai reușit să atragi în jurul tău și, alți perso și alte persoane care să fie motivate, cumva determinate, și să ți se alăture, de exemplu, în proiectul de alergat. Sincer, am avut așteptări și lucrez să nu mai am așteptări. Asta este o, o altă provocare pentru mine. La început am avut așteptări foarte mari și am zis că oamenii vor veni și vor fi alături, nu de mine ci de natură și am observat că au fost foarte, foarte puțin. Am suferit în într- meu așa, nu înțelegeam ce se întâmplă că doream să le dăruiesc din ce am primit și eu, și de la oameni și de la natură și de la viață. Dar acum da, oamenii rezonează, rezonează, dar ceea ce trebuie să înțelegem, cel puțin eu asta încerc să înțeleg. Avem nevoie de răbdare și avem nevoie ca puterea exemplului să fie consecventă și să nu așteptăm ca cineva neapărat să ne urmeze. Important este să, când simțim că mergem spre visul nostru și zburăm spre el, important este să ne deschidem foarte larg aripile și să nu ne uităm în stânga și în dreapta sau să vedem în spatele nostru dacă ne urmează cineva. Iar dacă considerăm că totuși oamenii au rămas undeva în altă zonă și ei suferă, nu poți să-i ajuți cu forța. Ceea ce poți să faci pentru ei este să dai mai tare din aripi și să speri că poate curentul aripilor tale, a visului tău, a entuziasmului, a bucuriei tale de a trăi, îi va atinge ușor și pe ei. Și asta să fie de fapt darul. În trecut încercam să le explic mai mult, să discut mai mult cu ei și mi-am dat seama că de fapt greșesc. Că, de fapt, ei nu au nicio reavoință de a încerca să vadă dacă povestea mea se poate împleti și cu povestea lor, doar că trebuie să-i las în vibrația lor și în energia lor și în taina vieții lor, iar dacă ei vor considera că, într-adevăr e un lucru important, vor veni după mine. Și acum îmi permit să povestesc cu un exemplu, chiar te rog dintr-un proiect pe care l-am inițiat cu altă asociație care se numește GISU, o asociație studențească, acum câțiva ani să fie vreo 4-5 ani, am realizat un traseu tematic la Muncelul de Sus, Pădurea Călugăra, un traseu pentru biciclete și nu numai, cu panouri informative despre fauna și flora zonei. Și acolo l-am realizat împreună cu copiii din stat. Adulții, părinți nu prea ne-au ajutat. Au venit foarte mulți copii, am curățat traseul, l-am marcat traseul. La un moment dat, un copilaș în jur de vreo 8 anișori era foarte năbăduios, nu vrea să lucreze, nu vrea să ne ajute să culegem gunoaiele din pădure, să vindecăm pădurea, pentru că eu le-am povestit copiilor. Voi nu sunteți niște gunoieri. Voi sunteți vindecătorii pădurii. Și dacă veți vedea o sticlă sau o pungă în pământ și o veți scoate de acolo, în locul ei va crește o floare. Vă doriți să vedeți peturi mai multe sau flori mai multe? Și toți copiii au spus că, clar, flori mai multe și atunci au pornit pe acest drum împreună cu mine și cu prietenii de la asociație și de la GISU și de la Magii Pădurilor. Dar acest copilaș era foarte răzvrătit, cum și eu de fapt sunt înăuntru meu. Și nu vrea să facă absolut nimic, comenta tot timpul și am spus, uite, noi nu ne supărăm, te poți întoarce acasă, dar nu vreau să stai să ne tulburi, pentru că noi avem o activitate foarte clară aici, trebuie să curățăm pădurea. Și s-a depărtat de grup, dar ne-a urmărit. După vreo oră am văzut că a venit la mine. Eu am fost cel mai dur cu el și cel mai hotărât, fără să-l agresez cumva. Și după o oră a venit la mine și a spus vreau să lucrez cu tine. Și atunci am întrebat pe cineva care era în măsură să-mi explice fiind psiholog, zic de ce m-a ales tocmai pe mine. Și a zis că pentru că el are nevoie de o autoritate, dar o autoritate, un lider autentic. El s-a separat puțin de grup cum i-ai cerut, a respectat dorința ta, dar te-a urmărit. Și a văzut că tot ceea ce spui tu faci. Și după o perioadă, i-a trebuit o perioadă să se acomodeze cu gândul și a venit și s-a alăturat ție, pentru că te-a considerat că ești liderul grupului și nu minți și nu un șef și nu doar țip și ești agresiv. Așa că am învățat de la acest copilaj foarte multe. Pentru că dacă tu ai o dorință, un vis, o, un plan cu viața ta, o trăire, o emoție, o vibrație, mergi pe acest drum. Și sigur vei întâlni persoane care vor avea aceeași vibrație, aceeași poveste. Și dacă vor reuni și alții, sau dacă vei merge tu în alte povești, dar altor oameni, nu va fi decât un schimb benefic de, de lumină și de iubire, că de fapt asta este viața, lumină și iubire. Și dacă învățăm lucrul ăsta, ne va fi mult, mult mai ușor. Da, este extraordinar să vezi lumina și iubirea, să o conștientizezi că asta este viața și după aceea să-ți dai silința să o vezi din tunericul ăla, din ceața care în aparență ne se așează peste ochi. Suntem, avem noi tendința asta în general să vedem părțile negative și până ajungem la lumină și la iubire mai trece un pic de vreme, poate avem nevoie de un pic de înțelepciune. Spune-mi, te rog, cum ai rezonat la ideea că ați curățat o anume zonă, după aceea ați revenit la o, un interval de timp și ați constatat eventual că acea zonă pe care voi ați curățat-o, acea pădure, poate nu era foarte curată, că lumea nu a apreciat efortul pe care l-ați depus. Este Sau, din potrivă, poate ați avut surpriza plăcută să descoperiți, wow, wow chiar este mai curată decât am lăsat-o. Este adevărat că... În urma noastră, sigur, vor mai veni oameni care vor arunca gunoaie. Pe mine nu mă demotivează niciodată acest aspect. Știu că va fi nevoie să fiu permanent acolo. E ca și cum n-ai întreținut iubirea decât o singură dată cu cineva. Adică îi spui că îl ții la el, că ți este drag și că îi transmit foarte ușor vibrația ta și bucuria ta de a fi, dar apoi îl lași acolo și rămâne doar o amintire. Pădurea nu este doar o amintire, este vie cum și noi suntem vii. Faptul că oamenii nu se educă imediat nu e un lucru rău, din potrivă, ne dă practic nouă un reper să fim prezenți absolut tot timpul, pentru că oamenii uită să fie prezenți și conștienți. Iar asta ne ajută pentru că am observat că cu cât puterea nostru exemplului este mai mare atunci oamenii se vor um, educa și ei, dar cu foarte multă rătare. Um, dacă vom veni de 10 ori să facem curățenie, a 10 ori va fi curată pădurea, pentru că oamenii nu vor mai îndrăzni. Și vă spun din experiență, deci chiar oamenii nu îndrăznesc. Trebuie să avem acea tărie, acea consecvență, să nu renunțăm, să nu judecăm. Eu acum mă antrenez în rezervația forestelor Uricani, unde am realizat acum 2 ani de zile majoritatea proiectului meu, am alergat în pădurea Uricani chiar și cu alergări de noapte de 12 ore de la 10 seara la 10 dimineața. Pădurea se murdărea de la săptămână la săptămână. Am adus un container mare cu ajutorul primăriei să adunăm gunoaile și am făcut mai rău pădurii pentru că oamenii veneau din sat de la case și puneau sacii menajeri chiar acolo în fața pădurii. Și m-am trezit într-o săptămână că era un vulcan de gunoi. Și am rugat să ia containerul și să nu mai lase acolo că făceam rău pădure. Apoi eram foarte mâhnit de oamenii care aruncau, vedeam sub ochii mei că aruncau în timp ce alergam eu, 20 și așa mai departe. Dar uh, am stat și m-am întrebat și chiar mi-am mi -am întrebat inima și l-am întrebat, întrebat pe, pe Dumnezeu, am întrebat pădurea, am întrebat cum pot să te ajut, ești foarte dragă, vreau să te ajut cum pot, atunci fă și atât. Și nu ne mai spuneam oamenilor nimic. În timp ce alergam, luam un sac mare și alergam și mai opream și mai strângeam câte o cutiuță, câte o hârtie. Și am auzit în urma mea, deci fără să le spun oamenilor absolut nimic, și am auzit în urma mea voci când se mai plimbeau vara oamenii, în familie, cu copii, uite data viitoare a trebuit să luăm și noi un sac așa să strângem. Și am florit ceva înăuntru meu. Pentru că n-am mai judecat. Pentru că i-am... Le-am dăruit din bucuria mea oamenilor. Am trecut pe lângă ei, le-am zâmbit și am mers mai departe. Nu le-am judecat că n-au luat ei hârtia, că n-au luat ei doza, că nu fac e curat. Nu, pur și simplu eram acolo și au înțeles asta. Și cred că cu asta putem schimba ceea ce nu ne place în jurul nostru. Cu puterea exemplului și atât. Să nu judeci și să dăruiești iubire. Deci există speranță pentru un mâine mai bun. Tot timpul. Pentru <laughs> <nas mai> un azi <laughs> mai bun. pentru un azi mai bun. Pentru că ideea mea, conceptul meu de viață este acum să facem multe lume spune că mă voi apuca și eu de alergat mâine, Daniel, sau luni, sau pe 1 ianuarie. Astăzi e important. Ieri a fost, mâine nu știm ce va fi. Trebuie să trăim în acum pentru că aici este valoarea noastră. Niciodată nu am realizat nimic ieri sau mâine. Tot ce am realizat în viața noastră am realizat în acum. Așa că nu mâine, ci chiar acum se întâmplă. Mă gândeam, tu ai povestit la un moment dat, ai spus că ai fost dezamăgit, că lumea nu se alătura neapărat inițiativelor pe care tu le aveai. Cum ar fi, de exemplu, să-ți faci cunoscută mai mult povestea? E un lucru benefic. Modelul Asociației Magii Pădurilor este preluat după asociația, minunată asociație Tășuleasa Social din România. Eu acolo când am ajuns prima dată am găsit niște răspândaci de lumină, așa le-am zis. Oamenii trebăluiau și făceau lucruri minunate în uh, munții Caliman și nu numai, fără să discute măcar cu tine să-ți spună ceva. Doar erau în jurul tău și erau ca niște spiriduși care lucrau. Parcă nici nu făceau parte din viața ta. Parcă era într-o poveste și nu puteai să-i atingi, dar erau adevărați. Și când am aflat că voluntariatul asta înseamnă, practic, o călătorie către inima ta, mi-am propus și eu să fac același lucru. Îți trebuie multă răbdare și să te autoeduci să nu ai așteptări, să nu ai așteptări de la nimeni, să nu ai așteptări nici de la tine, pentru că e bine să-ți faci proiecte și vise, dar să lași lucrurile să curgă natural. S-ar putea la un moment dat să te lega de consecvență. Am avut o trăire acum o săptămână și chiar mă gândeam când am să ajung la emisiune m-am provocat înăuntru meu consecvență, consecvență, în afară de alergat consecvență, în afară de meditat că îmi place să meditez în afară de multe alte lucruri pe care îmi place să le fac, ce-ar mai însemna consecvență ce se întâmplă când vrei să fii consecvent când ai un proiect de anduranță anduranță că e vorba de artă că e vorba de sport dacă se întâmplă ceva și nu poți să duci proiectul cursiv și mi-am dat seama că nu e rău dacă vrei să te oprești puțin din drumul al tău. Nu e nicio pierdere. Să nu transformăm consecvența într-o sperietoare. Că dacă ne-am oprit puțin să ne tragem sufletul, s-a stricat totul, s-a năruit totul. Nu. E momentul în care, într-adevăr, trebuie să te reconectezi cu tine și să mergi mai departe. Asta înseamnă tot să fii consecvent. Să nu devină o sclavie consecvența pentru tine, ci o experiență de viață. Spuneai că totuși mai faceți și un alt tip de proiect sau că ai în intenție de a, demara, de a reporni proiectul de teatru. Te rog să te aliezi un pic. Da, ne-am jucat puțin acum 2 ani de zile cu o mică trupă de teatru, tu știi cred, despre asta. Da. Și uh, mi-a plăcut are mult. A apărut pandemia și ne-a depărtat. În acest proiect de teatru am învățat atât de multe de la mine, de la oameni și de la ceea ce nu credeam că am să învăț vreodată. Piesa uh, de teatru a fost foarte scurtă, de vreo 20 minute. Făt frumos când era mic, s-a intitulat, dar noi am muncit la ea câteva luni pentru 20 de minute. Exact. <laughs> Ți-aduce aminte. Ai, făcut, ai Ai făcut parte din, 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 din trupă și n-am crezut că pot să se reverse peste noi atâtea emoții faine. În fața copilor de la centru de plasament Bugem când am jucat, toată lumea era nu încrâncenată, le era teamă că nu se poată transmită mesajul cu adevărat. Și știu că atunci v-am spus la toți, totul va fi bine, doar să dăm la ce se întâmplă, să începem să facem. Și mi-aduc aminte că nu s-a fost cine nimeni, nu s-a bulbuit nimeni, a fost o energie extraordinară. aici faci referire la artiștii, între ghilimele, la care eram. Care, care, eram. Cu toții avem așa un spirit ludic, un artist nu există. Dar am uitat să ne jucăm. Și în momentul când te deconectezi de joc, te deconectezi de natură, te deconectezi de inima ta, te deconectezi de lumină, normal că te panichezi. Noi oamenii suntem ființe de lumină. Și chiar dacă avem o parte întunecată în noi, este bine să găsim echilibrul ăsta permanent. Adică umbrele alea sunt foarte faine. Dar asta nu trebuie să ne fie teamă de ele, ci trebuie să le privim cu încredere. Alături de tine nici nu știu când zboară timpul. Să știi că noi ne apropiem <gântu> de final de emisiune. Așa că te rog să transmiți un gând pentru ascultătorii noștri cu care să rămână. Am așa o, o trăire în care o pot cu mine tot timpul în inimă și acum am să o împletesc cu consecvența. Fii consecvent Omule și iubește, coboară-ți mintea în inimă și dăruiește. Foarte frumos ai spus. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai împărtășit. Astăzi, în emisiune, pentru deschiderea cu care uh, ai pus totul pe tavă, și te mai așteptăm și altă dată la emisiune. Mulțumesc din suflet pentru că ai ce transmite. Mulțumesc și vă aștept dacă mai am 10 secunde. da. Te rog, da. Um, Sâmbătă seara la ora 22. Am un proiect de alergare de 12 ore de noapte, de la 10 seara la 10 dimineața. Îl vom face în memoria unei colege atlete care a plecat uh, să zboare în ceruri și vom face în amintirea ei acesta, alergare de 12 ore de noapte. Cum reușești, un în întrebare, nu pot să mă opresc hmm. aici, cum reușești să alergi 12 ore? Foarte ușor. E, practic după 4-5 ore intri ca într-o sare de transă și ești acolo. Practic nu mai alegi tu. Alergă spiritul din tine. Picioarele acolo sunt doar în fizic, în restul zbori. Foarte frumos, felicitări și mult succes în toate proiectele pe care le faci și urmează să le mai faci în continuare. Mulțumesc tare mult, mulțumesc de invitație. Dragi ascultători, îndemnul pe care eu îl am pentru voi să nu subestimați efectul compus al consecvenței. Consecvența își pierde efectul compus dacă faci acțiunile pe bucăți, în pauze, în reprize. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Vă aștept săptămâna viitoare cu un nou invitat, cu o nouă temă impactantă. Vă doresc toate cele bune și nu uitați, dați-vă voie să străluciți!